Se pare că a venit iarna și la noi, exact când cădeam că o să scăpăm. Așa că facem o activitate indoor și mergem la sală. O să stăm de vorbă cu un expert al fitness-ului. Haideți! Salutare, oameni frumoși! Ne aflăm la Stay Fit Gym și nu ne aflăm singuri, pentru că alături de noi îl avem pe cel mai bun și mai experimentat antrenor din zonă, Ionuț Pavel! Oh, salutare, Gen! Ionuț, deci în primul rând este bine ai venit, numai că acum tu ne-ai primit la tine, așa că mulțumim tare mult de primire! Vă mulțumesc și de vizită și vă mai aștept! Să știi că ai un nume foarte sonor, iar pentru cine nu știe, Ionuț nu este numai un tip modest și foarte harnic, dar este și protagonistul show-ului Dansez pentru tine, cel de cândva de la PTV. Au trecut mulți ani de atunci, dar lumea încă povestește despre treaba asta. Zine și nouă, te rugăm, cum a fost experiența asta pentru tine? A fost o experiență frumoasă, o experiență interesantă. E bine, eram mult mai tânăr atunci și cumva amplitudinea lucrurilor și impactul asupra mea a fost mult mai puternic. Na, pentru un copil de provincie să ajungă deodată în București și cumva să primească atât de multe lucruri deodată și faimă și efectul TV-ului, bani, a fost interesant. Dar una peste alta e o experiență care m-a marcat și care m-a ajutat cumva să mă formez ca și om. Ai schimbat ceva la experiența pe care ai avut-o? Nu cred că aș schimba nimic la experiența pe care am avut-o, că al mintea n-aș mai fi omul de acum. Sunt recunoscător pentru ce am avut și e ok. După ce ai terminat show-ul, ai mai cochetat cu producția? După ce am terminat show-ul inițial, am cochetat cu producție câțiva ani, am mai revenit iarăși pe sticlă, tot în cadrul Dansez pentru tine, la o ediție specială în care am fost cei mai populari concurenți, să spun așa. Un fel de All-Stars? Da, un fel de All-Stars, neapărat cei mai buni, cât cei mai populari, îndrăgiți de public. Așa au mai fost niște experiențe pe la acasă, a fost un post la Casa TV, mai apoi ușor am început să mă retrag în zona TV-ului și să mă axez mai mult pe partea asta de sport, de sală. Știm despre tine că ai făcut și culturism. Cum este să ajungi de la un campion al dansului la un campion al culturismului? Cum poți face trecerea asta și de ce? A fost o dorință, să zic, a mea, în care cumva să încerc să înțeleg și partea asta de performanță și nu ai cum să o înțelegi dintr-o revistă sau discutând cu un prieten, nici măcar când te uiți la filmele cu Arnold, care l-am toți împătimit și suntem. Și am ales să, cumva să mă implic direct în fenomen și cumva să mă înțeleg cât mai bine. E un proces greu, adică pentru cine toată lumea își dorește să facă treaba asta și să arate bine sau să ajungă într-o formă, genul de concurs, dar este un proces foarte greu, care, așa cum zicea și un prieten al nostru comun, implică cheltuială foarte mare și nu mă refer doar la resursele financiare, cât la timp, nervi de oțel, pentru că sunt o multitudine de procese chimice care se întâmplă în corpul tău și dacă nu ești suficient de puternic și de ancorat în sol și dorit și pasionat de treaba asta, vei ceda pe parcurs. Ai menționat chestiunea financiară. Cât de scump este acest sport pentru a face performanță? Dacă ți-aș spune acum sume, probabil s-ar lăsa lumea de sport și de... Sau nu, vrem să auzim sume. Cei care își doresc, nu ar... Bun, ca să fiu onest și așa, să zicem că o pregătire corectă, care să te mențină în primul rând și sănătos, că despre asta este vorba, că la finalul unei pregătiri trebuie să fii cât de cât sănătos, pentru că, repet, performanța nu este un lucru bun, performanța este o alegere și facem treaba asta pentru că vrem, unii dintre noi, să depășim un anumit prag de normalitate. Da, dar propriu zis, așa, dar într-o lună, pe mâncare, pe suplimente, pe săli de forță. Mâncare de calitate la prețurile care se le știe toată lumea. Mâncare de calitate te ajunge undeva gătit acasă să-ți faci tu la 200-300 de ron, fă un calcul la o lună de zile. Pe zi? Pe zi, să-ți gătești tu, să mănânci o carne de calitate, un somon, o vită, un pui de calitate, mai apoi suplimentația necesară pentru sportul ăsta, iarăși undeva la 2000 de ron pe lună, minimum, așa.
Cheltuielile nu se opresc aici, simpla prezență la concurs implică o taxă de participare, taxă de bronz, taxe pentru categoriile în care faci parte, iar concursurile, chiar dacă se țin în România, sunt concursurile Federației din America, IFBB-ul Professional League, și sunt prețurile de America, nu sunt prețurile de România, și poți să te duci pe un concurs și la 1000 de euro. Și tu ai fost sponsorizat sau te-ai autofinanțat? În toți anii ăștia, de când am ales partea de performanță, m-am autofinanțat și au fost totul din resurse proprii. Da. Iar într-un an, în anii trecuți, am fost și susținut de câțiva oameni de bine ai Galațiului și am... Am înțeles. Dar cu sponsor, presupun că atunci a fost cea mai mare cheltuială. Vrem și noi să auzim o sumă. Nu ne speriem, dar măcar să fim conștienți în ce constă lucrul acesta. În 5 luni de zile, cu ajutorul sponsorului și anul de mine, am cheltuit undeva la 20 și puțin de mii de euro. Deci da. Ați văzut, dacă vreți performanță, aceasta costă. Da, adică cumva am mâncat cam o mașină de bun simț în 5 luni de zile. Uite, mai este un mit, conform căruia numai oamenii tineri, frumoși, aceștia vin la sală. Ci persoanele care o să vadă vlogul acesta, în special urmăritorii mei, eu am foarte multe doamne mai în vârstă și pe care aș vrea să auzim. Au și ele ce să caute la sală? În primul rând, așa cum ai spus și tu, acum este un mit. Într-adevăr, toată treaba asta, sală este loc pentru toată lumea. În sală, acces sau accesul în sală nu este condiționat de felul cum arăți, cât de frumos, cât de teoretic. Urât, cât de... Dar de ce persoanele mai vârstă, ce puțin la noi în România, nu fac pasul acesta să se ducă spre sală? În afară e în regulă, e este o chestiune de mentalitate, noi ca și popor. Am mai avut noi șansa să vorbim și în altă emisiunea ta despre lucrul ăsta. Noi ca și popor avem o problemă de mentalitate și nu suntem deschiși către nou, că ăsta e inovativ. Și în momentul când îl vedem pe unul care aleargă în parc la 5 dimineața, un om care a depășit vârsta de 50 de ani, îți pare că este un ciudat. Da, nu, noi suntem ciudați, noi suntem ciudați că avem genul ăsta de mentalitate. Nu, recomand și sfătuiesc lumea și încurajez oamenii, indiferent de vârstă, indiferent de greutate, indiferent de cum se văd ei în oglindă, să vină către sport și să fii deschiși la toată treaba. Tu ce fel de clienți ai? Ai și persoane mai în vârstă? Eu am clienți de la... Cel mai mic client al meu are vârsta de 11 ani. Și am client până la 65-70 de ani. Uite, îți mai pun o întrebare care pentru tine pare ceva de bun simț, dar multă lume nu are habar și eu, până și eu în sală, am văzut persoane care nu au venit cu echipamentul potrivit, adică am văzut cu aceeași Adidas de afară. Da. Minimul pentru noi, care este echipamentul care ar trebui o persoană să vină la sală? Un minim de bun simț, așa cum ai spus și tu, pentru o persoană în momentul când alege să facă sport, este un prosop, da, pentru că transpirăm. Asta e procesul. Deci mulți am văzut fără prosop și nu... Un echipament sport peste tot, nu necesită foarte multă investiție. Un tricou, un pantalon scurt sau un pantalon de training, așa, o sticlă de apă și asta este tot ceea ce ai nevoie. Uite, noi băieții, tineretul, motivul pentru care noi venim la sală cel mai des este pentru a pune masă. Care crezi că sunt factorii sau pașii principali pentru a depune această masă, pentru a o obține? Pentru a obține masă musculară, lucrurile sunt... și simple și complexe. Știu că zic o chestie foarte ciudată, dar iarăși ne întoarcem la partea de buget și de investiții. Lucrurile se vor întâmpla întotdeauna nu direct. Nu toată lumea își permite sumele acelea. Absolut, dar ceea ce trebuie să știe lumea este că lucrurile se întâmplă direct proporțional cu cât de mult investești în tine. Că dacă vrei masă musculară, este necesar să mănânci în primul rând. Și ca să mănânci ai nevoie de proteină. Iar proteina asta trebuie să fie de calitate. Iar proteina de calitate de costă. Din carne, de cea mai bună calitate, lapte, ouă, brânză, așa, dar și din parte de suplimentații. Pentru că e musai treaba asta. Corpul nostru metabolizează din partea de mâncare doar o anumită cantitate de proteină. Am înțeles din proteină. Undeva la 20-24%. Tu ai nevoie de mult mai mult și cumva trebuie să compensezi și să supracompensezi mereu procesul ăsta și trebuie să vii cu partea de suplimentații, suplimente care iarăși costă, adică o cutie de proteină bună, un izolat foarte bun, acum la prețurile care sunt poate să ajungă și 4-500 de euro. Ceea ce nu este foarte mult, nu? Este foarte mult, dar nu este nici foarte puțin, poate. Am înțeles. Deci ai spus dată de alimentație, de suplimente și care ar mai fi ceilalți pași? Să... Dacă nu ai pregătirea necesară să te antrenezi și nu știi să urmezi niște pași către direcția hipertrofie, adică dezvoltării masei musculare, indicat ar fi să lucrezi cu un antrenor,
să-ți plătești un antrenor pentru un antrenor să te ajute să îndeplinești obiectivele în condiții de siguranță maximă. Și asta este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l vizeze fiecare dintre noi în momentul când vin la sală. Cât de important este odihna în procesul acesta? Odihna, din punctul meu de vedere, nu este importantă, este foarte importantă, pentru că ce nu știe lumea e că la sală aici doar apăsăm niște butoane, declanșăm niște procese. Magia se întâmplă în momentul când pleci de la sală, când mănânci, când te odihnești, pentru că somnul, rolul somnului e mult mai complex decât ăla pe care îl știm noi. Sunt niște cicluri circadiene de refacere a organelor interne, a masei musculare. Trebuie să dormi la anumite intervale, trebuie să te refaci hormonal. Care, cât de mult ar trebui să dormi pentru a depune această masă? 8 ore, 12 ore, 6 ore? Nu, e asta cu 8, 10, 12, 14, irelevant. E foarte important să dormi undeva de la ora 10 până la 4-5 dimineața. Pentru că undeva de la 10 la 12, 1 se refac parte din masă musculară, din musculatură de profunzime, apoi se refac organele în motorul ciclu circadian. Și e foarte important, în momentul când tu ai sărit toate etapele astea, degeaba dormi după amiază, somnul de prânz, ala, știi, când îți faci prânzul. Toate lucrurile astea devin nule, adică nu le anulezi, poți să dormi 14 ore ziua, nu se compară cu un somn de noapte. Am înțeles. Deci ca să notăm lucrul acesta, somnul de noapte e cel mai important. De la ora 10, la 11, 12, 1 să te odihnești. Odihna, da, odihna este important. Și astral, am înțeles că atunci ne odihnim cel mai mult, funcționează pe noi. Dacă o iei și biologic și o iei firea normală a lucrurilor, noaptea este una singură într-un anumit interval. Noaptea a fost lăsat să dormi. Nu se face alte lucruri. Dacă îți dorești mușchi și dorești să faci real, să schimbi ceva la tine, deci numai cu odihnă, da, alimentație, da. Odihnă și de suplimente. Calitate, da. Ai menționat de suplimente. Cum sunt eu, o persoană care aș vrea să pun masă pe mine, ce fel de suplimente ai recomanda? Suplimente normale ți le-aș recomanda și ții și omului. Eu nu am habar și poate mulți care o să vadă vlogul ăsta nu au habar. Trebuie să știm exact în ce complex costă asta. Vreau să iau asta și cu cealaltă. Nici prea multe să simt. Deci, în primul rând, în momentul când încep să lucrez cu un client, trebuie să ții cont de mai mulți factori. Ok, dacă obiectivul lui? Masa musculară. Dacă ai fost masa musculară, să consider că tu ești clientul meu. În primul rând o să am grijă la planul alimentar, care să cuprindă un minim de 3 mese principale cu 2-3 gustări. O să mă intereseze foarte mult să ai o parte de extra compensație a suplimentelor după sală, adică un shake proteic. Așa, mai apoi mă interesează foarte mult să avem partea de refacere și de refacere a homeostaziei, adică stare de echilibru a corpului. Mi-aș dori să glutamină, niște aminoacizi, un complex de vino așa. Ok, uite, mi-aș mai dori niște minerale, niște vitamine. Aminoacizi și glutamina, dar eu nu am habar când să iau aminoacizi și glutamina. Asta proteina, când să spun exact. Toate suplimentele se iau, o parte a lor se ia înainte de antrenament, o parte se ia după antrenament, până ajungem la următoarea sesiune de antrenament. Ce este creatina? Creatina este un supliment pe care lumea ar trebui să înțeleagă de ce îl folosește. Creatina se găsește și în noi și corpul nostru îl produce, dar într-o anumită mică, mare măsură, să spun așa. Da, da. Suplimentarea creatină dezvoltă cumva forța, da? Te ajută la antrenamentele de forță, nu mai mult. Ok, lumea asociază treaba asta și cu dezvoltarea masei musculare. Este o chestie reală. Creatina face o mică retenție de apă, mușchiul este puțin mai pufos, ai impresia că cine știe ce lucru s-a întâmplat, dar de fapt e o magie. Și aceasta când se ia? Înainte sau după? Se ia și înainte și după antrenament. Sunt niște timpi de încărcare. Dar repet încă o dată, procesul este mult mai complex și de asta ai nevoie lângă tine întotdeauna de un om care să te susțină și cumva să te supervizezi în procesul ăsta întreg de sală de sport. Uite, dacă tot am venit aici în sală, să trecem de la lucrurile teoretice la ceva practic. Dacă ești dispus să faci cu noi un antrenament și să ne și înveți cum se lucrează corect la aparate, te lăsăm pe tine să alegi ce grupă vrei să lucrăm astăzi. Cel mai mare drept. Putem să încercăm un antrenament de piept și să vedem cum stau lucrurile. Așa facem. Îi dăm drumul la un piept. Da. Haide. Deci, aici sunt foarte multe aparate pentru piept, de sus în jos, dar eu, de exemplu, care vin la sală, de unde știu de care am nevoie și ce să lucrez? Pe exemplu, vorbim, ne facem o referire, este la Stay Fit. La sala noastră, da. La sala noastră. Dacă te uiți prin sală, o să vezi că aparatura e pe culoare roșie și pe culoare neagră.
Culoarea neagră este în general făcută pe cablu și noi am optat pentru genul ăsta de aparate pentru a veni cumva în întâmpinarea femeilor, că e mai ușor de reglat. O fată altă schimbă greutatea și ajustează aparatul respectiv. Partea asta tot ce înseamnă roșu, greutăți libere pentru bărbații care vor să facă mușchi. Și da, e locul unde vremea băieților s-a terminat și urmează vremea bărbaților. Ok, pentru piept, mă refer, parte de sus, de jos, parte de mijloc. Găsim, eu de unde toate, să știu ce anume lucrez? Toate sunt, toate aparatele, implică împinsul de la piept, așa cum știm, împinsul clasic. Ei, aici sunt aparate, variațiuni diferite ale mișcării de împins. E foarte simplu, nu trebuie să ai cine știe ce cunoștință asta cu partea de sus, partea de mijloc, partea așa. Să știu ce lucrez. Lucrează pieptul prima dată, pentru că asta este cel mai relevant, creează masă musculară suficientă pe piept, ca mai apoi să te gândești la detalii de genul că e sus, că e jos, că e la mijloc, că e la stânga, e la dreapta. Dar în general tot ce găsești pe partea de înclinat, da, se cumva tensiunea pe pectoral se ridică pe partea superioară. Da? Da, și care este mai drept? Iar tot ce înseamnă împinsul din șezut din drept, e partea de jos? Nu partea de jos. Partea de cam tot pectoralul, ca să spun așa. Iar partea asta de jos, avem și noi aici aparatul de declinat, dar eu personal nu sugerez și pot cumva să și argumentez. Băi, noi nu suntem lilieci să lucrăm capul în jos, să îngive tot fubor, adică dacă vrei să creezi biomecanică perfectă pentru partea de jos a pectoralului, cel mai simplu exercițiu sunt flotările la paralel. Da? A, sigur. Și în momentul ăla, pieptul lucrează fără ca tot să stai cu sângele în cap, să implici tot felul de presiuni și de forțe care nu sunt tocmai normale și naturale. Și pentru partea de interior, ce partea le place la interior, femei, se vadă așa frumos? Pe partea de interior o să o vezi și o să apară când pectoralii trebuie să fie suficient dezvoltați, dar de obicei pentru a crea anumite striuri și separații musculare, acolo intervine partea de aparatură pe cablu, pentru că acolo există o tensiune izokinetică care pe fibra musculară aplică niște tensiuni diferite față de partea asta izokinetică. Greutatea n-ai putea să o aduce aici la piept, greutatea numai un pins nu cadă, de asta mă refer aia pe cablu, oarecum poți să faci și mișcarea apropiată. Pe aparatura pe cablu și acolo avem aparat în care mișcarea este tot una, o traiectorie dreaptă către în față. Dar, repet, poți să ajustezi, poți așa, dar principalul este să creezi masă musculară, adică să mănânci, să te suplimentezi și te antrenezi ca un campion. Foarte frumos spus. De aceea, hai să-i dăm drumul, să vedem și noi câteva aparate cum se lucrează corect. Aici avem un aparat de împins la piept, o variație a împinsului din întinat, da? E la fel ca și cel de lângă, da? Simulează împinsul din întinat, doar că este din șezut, da? Normal. Aducem către în față, priza o stabilește fiecare așa cum este confortabil, da? Între cea orizontală și verticală? Regula de bază este să nu simți o tensiune inutilă pe altceva decât pe el. În momentul când tensiunea se duce pe umeri, o simți pe coate, înseamnă că ceva ce implică priza, poziția palmelor, coate nu este acolo unde trebuie. Încearcă să ajustezi aici și trebuie să te gândești că toată tensiunea trebuie să fie pe piept. Da? În momentul când tensiunea ta se transferă pe articulația omorului, pe coate și pe altă zonă, alta decât pieptul, ceea ce îți dorești tu să lucrezi, îți dai seama că lucrezi greșit, corect. Da. Cam ăla este indicator. Poți să încerci și tu să vezi. Eu zic sincer, eu până acum la el am lucrat priza asta la altă. Da. Și am simțit că mi se apropie pectoralii, oarecum mi-a plăcut mai mult. E o mișcare de aducție a pieptului, că dacă stai ca și funcție biomecanică din punct de vedere fiziologic, pieptul nu împinge, umărul nu împinge, pieptul se aduce către în față, da? Da, da. Ok, pentru o grupă lucrată corect la sală, câte aparate trebuie să facem, câte serii și câte repetări? Măi, splitturile de antrenament sunt diferite, nu-i pentru o grupă corectă, pentru așa, dar e bine undeva la 3-4 aparate. 3 serii, maxim 4, cred că sunt suficiente, dar asta în momentul în care ești intermediar spre avansat. Adică când ești un începător, cred că 2-3 serii pe aparat este arhisuficient. Cu o încălzire în prealabil,
așa cât mai bună. Dacă te focusezi pe fiecare repetare și pe fiecare serie așa cum trebuie, cred că este suficient. Wow, wow, incredibil. Noi popular știam 4-5 aparate, 4-5 serii, 10-15 repetări. Tocmai de asta, între timp, au apărut antrenori în sală care cumva încearcă să demonteze miturile astea cu ce e popular, cu ce s-aude, cu ce auzi de la vecinul, ce mai zicea tante de la scara 2, verișorul care face sală de 3 luni. Nu, trebuie să creezi o eficiență musculară în sală și, repet încă o dată, să scoți toată tensiunea din zona articulară. Care este diferența între aparate? Cum a fost acela unde am împins sus, iar acesta unde împingem aproape orizontal? Da, primul aparat la care am lucrat a fost un aparat de împins înclinat, da? Și am zis, și se ducea oricum pe partea de sus a pectoralului. Asta este o variațiune a împinsului normal din orizontal, dar este împins în orizontal din șezut. Și o să lucrezi tot pectoral. Aceeași manevră. Avem aici, ajustăm aparatul pe șezut, pe înălțime, pe tot ce trebuie. Repet încă o dată, ne stabilim priza în așa fel încât tensiunea să fie doar pe pectoral, mișcarea trebuie să fie controlată, tensiune continuă, ușor, inspirăm pe partea negativă, un expir pe partea pozitivă, concentrație pe pectoral, încercăm să fim atenți, scoatem tensiunea din zona umerilor, suntem atenți la greutate, suntem atenți la setarea greutății, lăsăm ego-ul acasă. Am înțeles. Da. Mi s-a mai întâmplat și mie să lucrez la un aparat de genul acesta și încep să simt umerii, dar ce-i drept, bara era plină de greutăți. Tocmai despre asta e vorba. În momentul când, da, știi vorba aia, cred că am mai zis-o și în alte ipostaze. Știm vorba aia celebră, că no pain, no gain, care o știam de mici. Da, eu am luat-o și am readaptat-o la 2023 și eu zic no brain, no gain, știi? Adică da, totuși ai nevoie de puțină cunoaștere, de puțină informații, trebuie să înțelegi biomecanică, puțină anatomie, să înțelegi funcția mușchilor și mai apoi să îi se adaptezi. E simplu așa să te uiți la televizor și să-l vezi pe XY că fac antrenamente. Da. Ia, poți să lucrezi și eu? Te invit. Hai să vedem. Când dacă nu mi-am pus prea mult, mai scoatem din ele. Pot cu bară goală? Da, îți dai seama. Da, e diferit, lucrează bine. Deci când vorbim despre sală, noi toți băieții, una, două, a treia întrebare este cât ridici la piept. Da. Și nu o să ne întrebi niciodată cât ridici cu 7 snururi la aparatele cu cablu. O să ne întrebi la bara goală. Da. Care este treaba cu bara goală? Te-am auzit aici spunând că nu recomanzi. Eu, în general, nu le recomand oamenilor lucruri care îi pot duce la un pas de accidentare. În primul rând, aș recomanda... De ce? De ce e accidentare bara? Pentru că bara, în general, și greutățile libere necesită o tehnică. Necesită o tehnică, iar tehnica necesită achiziție, timp pentru a dobândi această tehnică și a transforma într-un automatism și mai târziu într-un instinct. Dacă nu faci o mișcare corectă, aliniată pe niște axe, da, corect, din punct de vedere biomecanic, cu bara, poți să te accidentezi foarte ușor, să te accidentezi umerii, chiar și tu spuneai mai devreme, da, că de foarte multe ori, în momentul când ai făcut antrenament de piept, ai simțit tensiune pe umeri. Tocmai de aceea, în general, sălile și în general și în sala asta avem aparate care creează variații la piesul, spre exemplu, cu bara, da? Și îți oferă oarece mai multă siguranță în momentul când execuți pectoral. De asta ți-am făcut și o comparație și o spun așa. Bara e de pe vremea lui Arnold, atunci pe vremea aia nu aveau alte chestii. Adică de ce? Dacă Dumnezeu ți-a oferit tehnologie și ți-a oferit posibilitatea să faci și să te plimbi cu o mașină de ultimă generație, tu vrei să-mi spui că vrei să mergi tot cu Dacia? Ok, dar haideți să profităm de faptul că ești aici și așa, să ne arăți cum se lucrează corect cu bara liberă. Da? Pentru că poate nici eu nu știu și mulți alți care ne urmăresc, sigur. În primul rând, dacă vrei să începi să lucrezi corect, scoți toate greutățile. De aici trebuie să iei. Sunt mulți începători care efectiv încarcă bara cu greutăți mai mari decât ei. În primul rând, orice exercițiu are o poziție de start. E foarte importantă și e foarte important, deși stai întins pe bancă, e foarte importantă poziția picioarelor. Picioarele le fixezi foarte bine în sol. Da. Și încerci să te ancorezi, așa se zice. Ne ancorăm foarte bine în sol, da?
te întinzi pe spate. Care este priza? Priza o stimulești tu. La cât? Cum este? Nu, trebuie să fie o priză. În șoferul ăsta, brațele să fie în de 90 grade. Eu țin de pe acolo. Da? Ridici moara. Ușor. Cobori încet. Controlat. Și împingi. Inspiru iarăși, repet încă o dată. Inspiri pe coborare. Expir pe urcare. Pare simplu că nu crezi tu. Noi parcă nu putem să înțelegem. Cum, domnule, poți să te accidentezi de la așa ceva? Pare așa de simplu, lucrezi corect, inspir, expir. Păi tocmai. Lucrurile simple venite la pachet cu ignoranță duc tocmai la treaba asta. La accidentări. Ia să vedem. Ia, încerc. Deci m-am poziționat, sunt ancorat în pământ. Bara goală, câte kilograme are? O bară olimpică de asta are undeva între 20 și 25 de kilograme. Da, nu știu cum poți să te accentezi la asta. Aduceți greutățile. Hai să rămâi sărpens. Unii se accidentează și că merg pe stradă. Fără să facă nimic. Unii se accidentează de naștere. La creier. Hai, George, hai, George. Nu, că e grea asta goală. Ai grijă să te accidentezi. Mi-este frică, de asta fac mai încet. Ok, deci am înțeles lucrul acesta, este și puțin unsafe dacă nu încă n-ai învățat exact. Priză, nu ai forță. Da, dacă nu ai o tehnică tocmai corectă, există un risc de accidentare. Și care este alternativa safe pentru începători? Alternativă mult mai ok decât bara liberă, care cumva te... nu te mai condiționează la tehnică, ar fi acest aparat. Da? La fel. Împingi aceeași poziție, totul identic? Da. Te așezi, te fixezi la fel pe aparat, ai stabilit presa și priza pe care o vrei, da? Ridici către în sus, iar mișcarea ți-o dă deja aparatul și ți-o menține pe traiectorie aparatul. Fără ca tu să mai fii condiționat, să o menții din articulații, da? Este simplu. Tot ceea ce ai de făcut tu este să ridici greutatea de jos către în sus și invers, da? Asta e. Asta e magia. Ia să vedem. Care ar fi priza așa? De aici? Da. Și în partea asta alta ce lucrează? Mi se pare puțin anapoda. Nu, nu e anapodat deloc. Lucrează tot pieptul, se lucrează diferite părți ale pieptului. Prizele, în general, nu schimbă zona de impact. Adică lucrează aceeași grupă. Schimbă doar zonele, ușor, discret. Iar în general ai mai multe posibilități și mai multe prize la un aparat, tocmai pentru ceea ce am spus, pentru a evita partea de accidentări. Probabil cineva de pădure biomecanic nu se simte foarte confortabil la un tip de priză. Schimbă și în momentul când ai mai multe posibilități, poți să-ți termini antrenament. Eu nu îți mulțumim frumos pentru informațiile date, pentru exemplu de antrenament și să ne mai vedem. Vă mulțumesc și eu pentru vizită, vă mai aștept cu mult drag și apropo, 500 de euro la recepție. Mersi mult, te pupă, ai grijă. Cam mult!